foarte neserioși. Am scris donez pe Google și sugestiile arată exact ce vor să mai doneze românii. În afară de locul întâi, care este donez sobă teracotă, ceea ce mi se pare foarte decent în perioada asta. Ați fost neserioși și ați anunțat că donați animăluțe pe care de fapt nu le mai vreți. Pentru că pe toate celelalte locuri sunt: donez bișon, donez British Short Hair Blue, donez caniș. Să știți că și ăștia o să intre pe Google și o să vadă că vreți să scăpați de ei. Duță a fost să afle cum merge piața de brazi. Încă nu e înghesuială, pentru că lumea așteaptă să se mai ieftinească. E ca la pepene. Prima săptămână o lași așa, până scade la 1 leu kilo. Probabil de săptămâna viitoare se întețesc lucrurile, dar am hotărât să știm de la început cum stăm, care sunt prețurile pentru început la brazi și aflăm ce facem dacă suntem eco, luăm un brad în ghiveci, dar după poate nu știm unde să-l replantăm. Un material despre brazi. Neața Răzvan, neața Dani, astăzi vorbim despre pomii de Crăciun. Rom Silva a scos la vânzare pom de Crăciun, aflăm de unde îi cumpărăm, cât ne costă și, foarte important, dacă ne cumpărăm un pom de Crăciun cu rădăcină, astăzi aflăm cum să replantăm, pentru că, din păcate, de cele mai multe ori se usucă. Îți place asta? Îl luăm pentru platou, da? Dar îl car tu, că mine mă doare spate. Neața, bine v-am găsit! Bună dimineața și bine ați venit la noi în pepinierea Silvică Cozieri. Apropo, când alegeți bradul de Crăciun, trebuie să întrebați copilul, că el se va bucura de el și este bine să facem acest lucru, întrebându-l cum și l-ar dori. Rom Silva vine puțin în întâmpinarea atitudinilor ecologiste ale oamenilor și dorim să promovăm comercializarea și folosirea pomilor de Crăciun, a brazilor de Crăciun, la ghiveci și respectiv cu rădăcini protejate. Este o idee pe care o am practicat-o și o practicăm de ceva vreme într-un program național de educație, mai ales a tinerei generații, și am văzut că prinde. Cum este mai bine, să ținem bradul în casă până primăvara și atunci să-l replantăm sau să replantăm chiar iarna? Aici, cum e mai bine de făcut? Nu recomandăm să fie ținut în casă toată iarna, pentru că în casă este cald, evapotranspirația este mare, pierde foarte mult din apă, nu recuperează pentru că solul este puțin. Recomandăm, când îl scoateți din casă, să aveți pregătită o groapă unde îl puneți acolo, plantați. Dacă solul este înghețat, este o plantare provizorie, îl acoperiți fie cu pământ, fie cu un lucru să nu îl înghețe tot și să replantați primăvara. Recomandăm asemenea tehnică, pentru că 2-3 luni cât ține iarna la noi să-l ții în casă, nu, produce un dezechilibru major și își pierde acele. Unde îi putem găsi și dacă ne puteți spune și niște prețuri? Da, Rom Silva pune pe piață aproape 65.000 de pom de Crăciun din speciile Brad și Molid. Îl găsiți direct la ocoalele silvice sau acum este pepinierea silvice unde se produc. Producem aceștia la vase și respectiv cu rădăcinii protejate în pepinierele silvice, la sediile lor vânzare directă. Prețurile sunt între 15 și 35 de lei pentru cei care sunt tăiați din aceste suprafețe destinate acestui scop și respectiv aceștia mai mari sunt între 35 de lei și 200 de lei în funcție de cât de mare este. Încurajez oamenii să cumpere pomii de Crăciun autohtoni, îi încurajez să-i cumpere din acestea cu balot și respectiv cu ghiveci, să întrebe copiii cam ce nume să le dea și să-i folosească, să-i planteze și să-și adopte și să-i crească ei. Vom vedea astăzi și o mică demonstrație de replantare. Ce vom vedea astăzi? Da, arătăm cum recoltăm acești puieți cu balot la rădăcină și de asemenea cum recomandăm să fie replantați într-un teren, fie al proprietarului, fie într-un alt loc în care îl alege el. Pot să fie plantat și într-un loc public, într-un spațiu verde.